Salutare și bine v-am găsit! Sunt Seeker și voi face o serie de tutoriale pentru utilizatori începători în programul Blender 3D. În tutorial de azi, primul tutorial de altfel, vom încerca realizarea unei imagini ca cea afișată. O imagine foarte simplă, constituită din obiecte de tip text, care mai apoi a fost convertit în obiecte de tip mesh, pentru a putea fi ajustate, editate, da? Carcasele adaptabile, cum îi mai spune, peste care am adăugat puțină culoare, un pic de blur pe aici pe acolo, un glow așa, efect mișto, și ne ieșe ce avem aici. Începem cu o fereastră nouă în Blender, da? Pornim Blender. La mine, eu am modificat puțin felul cum arată la pornire, la voi probabil arată ceva de genul și aveți alte altfel poziționate, camera și lampa și așa mai departe. Dar, să nu confuzăm, vom selecta tot. Așa. Orice tasta apăs sau click-uri, notițe și așa mai departe, vor fi afișate aici în partea stângă a ecranului. Deci, vom selecta tot, tasta A pentru selecție și la fel și pentru deselectare, da? Selectăm tot, tasta A, ne dăm seama că sunt selectate când vedem aceste conturi cu portocaliu, da? Apăsăm tasta X pentru ștergere și confirmăm cu click sau cu enter. Da? Voi ascunde aceste două panouri pentru că n-am nevoie de ele deocamdată, N și T, da? Și inserăm un text. Pentru inserare avem scurtătura de taste Shift A și din acest meniu Add căutăm text. Textul este inserat în scenă, doar că este orientat în direcția greșită. Așa. Este orientat în direcția greșită. Noi îl vrem să fie orientat către noi. Pentru asta apăsăm tasta R pentru rotire și dacă mișcăm mouse-ul vedem că se rotește deja. Dar blocăm rotirea în așa fel să ca obiectul să-l putem roti doar pe axa X. Axa X este această linie roșie, axa Z această linie albastră. Da? Avem și jos o legendă, Z cu albastru, X cu roșu și dacă ne uităm și din lateral, avem albastru și verde, da? Pentru Z și Y și dacă ne uităm de sus, avem verde și roșu, adică Y și X. Da? Rămânem în modul ăsta de vizualizare așa din față, front ortho. Și, cum am zis, R, rotire, X, dialogul axei X, da? Ne scrie și jos aici în engleză și tastăm 90 pentru rotire 90 de grade. Recomand ca interfața să o păstrați în limba engleză, are și limba română, nu este 100% tradusă, dar recomand în limba engleză pentru mai târziu, când veți hotărâ să vă uitați la tutoriale mai, să urmăriți tutoriale mai avansate, mai a realiza proiecte mai complexe, mai în funcție de nevoile pe care le aveți, majoritatea vor fi în limba engleză și fiind deja obișnuit cu interfața în limba engleză, va fi mai ușor să urmăriți și să recreați tutorialul. Da? Să revenim. Aici avem un punct, portocaliu, este originea obiectului și după cum vedem, textul este aliniat în partea dreaptă, dar Blender-ul o trece ca și cum ar fi partea stângă. Da? Este aliniat la stânga originii și noi avem nevoie ca el să fie pe centru, astfel originea să fie undeva pe aici. De fapt, textul să fie așezat, să fie centrat, da?
pentru asta mergem la F, aici avem acest F, object data de fapt, click, căutăm paragraf, align, center și vedem că ni l-a mutat la centru. Ah, dacă vă uitați cumva din zoom in, zoom out, da? Dintr-un unghi oarecare sau mutați fereastra stânga și sus și vreți să reveniți normal la poziția inițială, Shift C și va centra, da? Vă readuce în modul normal. Da? Deci, paragraf, ăla e center pentru centrare și hai să intrăm în edit mode, tab, pentru intrare și ieșire din edit mode. Acum suntem în object mode, vedem mai jos, când apăsăm tab, edit mode, modul de editare, da? Ștergem tot și tastăm Blender. Deocamdată, fiecare va fi un singur text, dacă ne uităm în celelalte imagini, după cum vedem. Fiecare cuvânt va fi un obiect separat. Da? Schimbăm fontul. Avem aici font, regular. Și click pe acest mic folder și căutăm folderul unde este fontul instalat. La mine e C, Windows, Fonts. Pentru acest tutorial am folosit fontul Chiller. Este un font din Windows. Dăm Open Font. Da? Puteți folosi și alte fonturi, dar nu știu dacă în urma... După ce convertiți în object mode, în mesh, nu object mode, pardon, în mesh și aplicați smooth și așa mai departe, nu știu dacă veți avea aceste detalii, aceste crăpături și reliefe cum rezultă din fontul ăsta. De asta recomand recomand să folosiți același fond dacă vreți rezultate asemănătoare. Da? Dacă ne uităm la text, este puțin prea, de fapt puțin este aplatizat, nu are niciun pic de volum. Deci, pentru asta mergem tot în același panou, rămânem, mergem la Geometry, Modification și Extrude. Aici tastăm o valoare de 0.07, care nu, din testul ce ne-a făcut aici m-a convins că este suficient de mare, suficient de groasă și de lată, da? Dublăm obiectul înainte, să va trebui să-l convertim, da? Acum nu putem, spre exemplu, dacă vrem să condiția de la D să o facem mai mică sau să șterg, eu știu, acest punct de aici sau să, nu știu, una dintre litere să o rotesc mai altfel, nu pot face pentru că în modul de editare pot doar să șterg și să adaug alte litere, da? Nu pot modifica forma literelor sau a cuvântului în sine. Pentru asta, mai întâi dublăm obiectul, Shift D pentru dublare și Z ca să-l mutăm în jos pe axa Z, da? Și intrăm în Edit Mode, ștergem tot și tastăm, eu știu, România, al doilea cuvânt care va fi evidențiat. Bineînțeles, în spate sunt mai multe cuvinte, dar sunt puse așa aleatoriu cât să populeze fundalul. Și mai dublăm o dată, Shift D și Z, ca să mutăm pe axa Z, tab și scriu un cuvânt, nu știu, imagini, deocamdată. Astfel vom converti cele două cuvinte, iar celălalt va rămâne să-l mai dublăm de câteva ori, să scriem alte cuvinte înainte să le convertim pe toate. Dacă convertim acum și mai avem nevoie mai apoi să inserăm alte cuvinte, va trebui să adăugăm din nou text și să facem din nou modificările necesare în panou aici, la proprietăți, font, aliniere, extrud și așa mai departe.
Asta e pur și simplu Shift D, creăm o dublură și o edităm pe fiecare în parte. Selectați cuvântul Blender și apăsăm scurtătura de taste Alt+C pentru meniul Convert-o. Și aici avem două opțiuni: Convert from mesh text, curve, pardon, nu convert, curve from mesh text, care convertește dintr-o carcasă redactabilă, dintr-un obiect mesh, într-o curbă. Și a doua opțiune, mesh from curve și așa mai departe, le aveți toate șirate aici, care face un obiect de tip mesh dintr-o curbă, dintr-un text și așa mai departe. Deci, ăsta avem nevoie, a doua opțiune. Click sau Enter, de fapt click. E mai sigur și mai rapid. Deși pare că nu am făcut nicio modificare, dacă intrăm în Edit Mode acum, vedem că nu mai putem apăsa Backspace pentru a șterge literele și adăuga altele, dar, în schimb, putem modifica mult mai multe. Avem mai multă flexibilitate dacă vrem să modificăm forma literelor și a textului în sine, da? Va trebui acum, dacă luăm așa pe scurt, vedem că o literă este compusă din trei elemente. E această legătură între cele două fețe, cea din față și cea din spate, da? Și nu vrem asta, ca să avem rezultatele de aici. Trebuie să îmbinăm ca o piesă din text, o literă din text să fie să reprezintă un singur element. Da? Cum facem asta? Ne vom folosi de o funcție din Blender, apăsați W și acest meniu Specials, avem Remove Doubles. Ce face Remove Doubles? Peste tot unde sunt două puncte, cum e aici, da? Două puncte care se suprapun, le vor îmbina unul cu celălalt și astfel se va crea un fel de sudură de-a lungul conturului literelor. Deci, selectăm tot, odată ca să ne selectăm orice selecție am avut înainte și încă o dată pentru a selecta tot ce avem în scenă, apăsăm W și căutăm Remove Doubles, da? Dacă ne uităm, vedem că s-au înlăturat o căruță de vertex și acum, dacă încercăm să mișcăm unul dintre aceste puncte, dintre acești vertex, vedem că nu mai sunt doi, ci este unul singur pentru că i-a îmbinat. Da? Acum, dacă ieșim din Edit Mode și ne uităm puțin de sus, vedem că deja suprafața nu mai are acel aspect netted cum are mai jos pe aici, da? Are deja, se văd mici detalii, da? Dar pentru și mai multe, intrăm în Edit Mode, selectăm tot, W și căutăm Shade Smooth. Astfel, când ieșim din Edit Mode și ne uităm, deja vedem că ne apar aceste adâncituri și, cum am spus, mici reliefe care fac textul mai interesant. Ne asemenea mai într-o dată în Edit Mode și, ținând apăsat asta Alt, apăs și S, da? Și mișc ușor mouse-ul cât să-l mai umflăm puțin, să-l mai îngroșăm. Da? Continuăm. Procedăm la fel și cu textul de jos, România. Deci mai întâi îl convertim, Alt+C, din meniul Convert-o selectăm Mesh from Curve, Tab ca să intrăm în Edit Mode, deselectăm tot și selectăm din nou să fim siguri că este totul selectat și W Remove Doubles ca să înlăturăm vertexii care se suprapun și încă o dată W Shade Smooth. Da? Să avem acel, da? Și tot în Edit Mode, Alt+S și mișcăm ușor mouse-ul, doar cât să îl mai îngroașe puțin. Acum, ca să arate mai interesant, cum am făcut și aici, vom poziționa textul, îl scalăm, îl micșorăm puțin și îl poziționăm între litera R și I.
pentru asta apăsăm, cum a spus, tasta S pentru scalare, dar dacă scalez pur și simplu și apoi mă uit un pic din alt unghi, vedem că și-a pierdut din a scala pe toate axele. Noi nu vrem, vrem ca grosimea acestea să rămână cam aceeași, da? Deci axa Y vrem să rămână intactă, neatinsă, da? Doar Z și X, scalarea să aibă loc doar pe axa Z și X. Control Z reprezintă funcția do, care s-ar traduce ca refacere sau ceva de genul. Și în cazul în care faceți ceva și vreți să reveniți, control Z și își revine, da? Deci, scalăm, hai să spun așa, pe axa Z și X, dar fără Y. Pentru asta apăsăm tasta S, ținem apăsat Shift și apăsăm Y. Astfel, dacă ne uităm mai jos, avem scale, adică scalare, blocând axa Y. Deci scalează pe axa Z și X, dar Y-ul este exclus. Da? S, Shift Y și scalăm cât avem nevoie. Îl lăsăm aici. Apucăm textul de jos și G reprezintă funcția grab, da? Tasta G pentru funcția grab, adică apucă. Și mișcând mouse-ul putem duce oriunde dorim noi. Z ca să-l mut numai pe axa Z, da? Și îl mutăm un pic mai sus. Acum celălalt text îl rotim, așa îl poziționăm după cum ne convine nouă. Așa. Cum am spus, acesta este încă un obiect de tip text, deci pot șterge, pot edita, îl dublez. Shift D și îl mutăm mai jos, Tab, ca să ștergem tot ce scrie și tastăm alte cuvinte ce mai avem nevoie. Video. Ups. Tastez așa câteva cuvinte ce mi-aduc aminte că le-am folosit și pe acolo. Voi puteți folosi orice alte cuvinte doriți. Avem aici o serie de cuvinte pe care trebuie să le convertim pe fiecare în parte. Și vom proceda la fel ca cele două de mai sus, Edit Mode, Shade Smooth, Remove Doubles, la fiecare în parte, da? Shade Smooth. Și vom poziționa toate aceste trei, pardon, toate aceste cuvinte mai întâi, le vom trage puțin mai în spate, altfel când vor veni sus, una peste alta, textul care vrea să fie vizibil, să fie mai în față și exact aici, da? Să fie mai bine pus în evidență. Cum facem asta? Pentru selecție multiplă, deci să selectăm mai multe obiecte, fie ținem apăsat Shift, fie apăsăm tasta B pentru Box Selection Mode și desenăm un chenar peste toate cele care se vor selectate, da? Mergem în vizualizarea asta din dreapta cu tasta 3, da? Din blocul de taste numerice, Numpad 3, G, Y, ca să-l mutăm pe axa Y un pic mai spate și îl lăsăm deocamdată așa. Pentru că trebuie să adăugăm culorile, da? Selectăm Blender, mergem aici, pe această mică sferă, acest cerculeț și dacă ținem puțin mouse-ul, vedem că ne apare și numele acestea, adică Material. Și tot aici, pe această sferă, dacă dăm click, vedem că din Blender, default, avem un material deja inserat, da? Îl adăugăm, îl aplicăm obiectului și îl modificăm puțin. La Diffuse, Intensity va fi 1. Să trag un pic să vadă numele complet, așa. Și la Specular, nu avem nevoie de Specular, deci Intensity va fi 0. Iar aici, tot la Diffuse,
la diffuse shader model, schimbăm în ore near, din Lambert ore near. Ne dă acest aspect mai, nu știu, arată mult mai bine. Dă impresia că textul este făcut din rocă, oarecum. Aplicăm, nu, înainte de asta vom schimba culoarea, dar ca să nu ne chinuim să găsim o nuanță cât mai apropiată cu cea de aici, pur și simplu voi folosi aceeași nuanță. Așa, merg aici și copiez culoarea din din fișierul cel făcusem înainte. Da? Același material îl aplicăm și pentru obiectul de jos, România. Da? Selectăm următorul obiect, imagini, dar aici adăugăm un material nou, apăsăm pe acest buton New, care creează, da? Și schimbăm numele în verde. Primul nu l-am numit. Da? Clic aici jos și puneți numele. Îl voi numi albastru. Da. Mergem aici, verde, aceleași modificări ca și la celălalt material, Diffuse Intensity 1, Shader Model Ore Near și Specular, nimic, 0, dar culoarea va fi verde. De asemenea, o luăm de aici și o punem aici. Astfel, rezultatul va fi mult mai apropiat de cel final. Următorul obiect, selectați, nou, new, da, și redenumim în portocaliu. Aceleași setări, Diffuse Intensity 1, Specular 0 și Shader Model Ore Near. Și la fel ca aici, mergem și copiem culoarea de la nuanța, codul acesta, de la, din textul de probă. Control V și avem aceleași nuanțe. Acum, Blender România va rămâne așa, aceste două cuvinte, da? Va rămâne albastre, pentru că avem nevoie de ele să iasă în evidență. Da? În schimb, vom folosi verde și portocaliu pentru cuvintele din spate. Și, deci vom selecta următoarele și vom atribui fiecăruia câte o, una din cele două culori. Da? Puteți folosi alte culori, nu știu, roșu, portocaliu este violet, galben, nu știu, indiferent ce, negru, alb, grei, orice alte nuanțe aveți nevoie. Și acum începem și poziționăm cuvintele într-un mod așa mai cum credem noi că s-ar potrivi mai bine. Cum am zis, pentru selecție multiplă, țineți apăsat Shift și clică dreapta pe celelalte obiecte care se doresc selectate. Să dăm unde, da? Acest video, da? Shift D. Îl inversăm, da? Și îl poziționez undeva aici, pentru că îmi place mult în imagine acest efect, acest, cum a ieșit pur și simplu zona asta de aici. Și pentru asta Shift D se poate folosi și în Edit Mode. Eu am greșit, trebuia să dau Shift D aici și acum în Edit Mode. Da? Și asta, da, cam așa o să pun. Nu va ieși exact la fel ca acolo, după cum am spus, a fost au fost poziționate pur și simplu aleatoriu, nimic gândit înainte, așa pe moment. Da?
poate acesta îl mai dublăm o dată și punem pe aici pe undeva. De fapt cele două vor fi portocalii și aici dăm un verde. Poate așa. Da. Voi scala aceste două cuvinte să fie puțin mai mici, aceste două obiecte. S, la fel Shift Y ca să-și păstreze acea grosime. Da. Cam așa. Poate aici. Și salvăm. Pentru salvare mergem la File, căutăm Save, avem Save, Save As, pardon, Save Copy, dar vom folosi Save pentru început. Salvez pe desktop, tutorial, text, dar jos, da, 01. Așa, cealaltă opțiune, Save As, am, de obicei cele două le folosesc mereu, asta Save Copy nu prea folosit-o, să fiu sincer, nici nu știu cum se manifestă la salvare. Save As este foarte folosită dacă aveți proiecte mai complexe, în care, spre exemplu, modelarea unei, nu știu, rațe, să spunem, da? Modelați ciocul, capul, ajungeți la gât, trunchi și stabiliți că ați făcut o greșeală, o eroare. Salvați fișierul la început când faceți ciocul, mai apoi când ați ajuns la cap, la gât, pentru fiecare progres mai important, se salvează sub alt numele, da? Sub alt nume, pardon, 02, 03, 04 și mai departe, sau A, B, C, sau cum doriți să vă organizați proiectul. Astfel, dacă ați făcut o greșeală, nu vă place cum arată trunchiul, reveniți la o versiune mai anterioară în care aveți numai ciocul, capul și gâtul și așa mai departe și nu veți avea probleme cu în cazul unor erori sau ceva să fiți nevoiți să luați totul de la zero. Veți avea mai multe versiuni ale modelului, fiecare cu diverse etape ale progresului, da? Dar pentru tutorial de azi nu este nevoie. Mai fac un pic de poziționare pe aici. Cum a spus, B pentru Box Selection Mode, astfel se selectează mai multe obiecte deodată și vom face imediat o randare de test. Dar dacă apăsăm tasta F12 pentru randare, vedem că ne anunță că nu avem nicio cameră în scenă. Pentru asta, Shift C mai întâi ca să fim sigur că tot fereastra este centrată, tot este la loc, da? Și apoi Shift A pentru meniul Add și căutăm camera, inserăm o cameră. Mutăm camera pe axa Y puțin mai în spate, da? Și ca să vedem ce se va randa, ce vede camera, intrăm în modul de vizualizare al camerei cu tasta 0, numpad 0, da? Deci și pentru intrare și pentru ieșire 0. Și cu camera selectată mergem în proprietățile camerei și schimbăm aici un pic, punem 20 pentru că are un efect mai ok. O mut un pic mai în față, în așa fel încât să cuprindă mai bine. Da? Poate puțin mai în spate. O idee. Mai un pic. Nu vreau nici să fie chiar prea mult ocupat să aibă cât de cât un pic de spațiu. Da? Aici are mai mult, dar eu în imaginea asta n-o să lăsăm prea mult spațiu liber. Și iar înainte de randare inserăm și o sursă de lumină, Shift A, Lamp, și vom folosi Sun. Îl rotim, îl poziționăm un pic în așa fel să avem un oarecare unghi de unde vine lumina și unde cade umbra. Și cu lampa selectată, aici proprietățile acestea, da? Soarelui, Sun, mergem la Shadow și schimbăm pe Ray Shadow. Pentru aici, default, el, normal, când îl inserați, nu are umbre, no shadow. Deci, Ray Shadow ca să aveți niște umbre. Apoi mergem în panoul World
Și aveți grijă ca Ambient Occlusion să fie selectat. La mine e selectat dinainte pentru că așa l-am modificat. Dar voi aveți grijă să fie Ambient Occlusion selectat, Factor să fie 1 și modul Multiply. Iar mai jos, bifați Environment Lighting, puneți o valoare care vă convine, eu am folosit 0750, arată bine, și să fie Environment Color, să fie White, da? Adică alb. De asemenea, acest preview aici, ce vedem, această culoare gri, este Horizon Color și este tot ce se vede aici în fundal, această culoare neagră. La fel vom face și aici, negru. Și mergem în panoul de randare, unde la rezoluția imaginii nu randați din prima la rezoluția maximă. Pe randările de test se fac la o rezoluție mai mică, ca să vedeți cum arată, cum se comportă. Și la final, când ați stabilit că totul este ok și este în regulă, atunci veniți la 100% și porniți randarea. Pentru că în proiectele mai complexe, o randare poate dura și ore întregi. Da? Deci, lăsând totul așa cum este, apăsăm F12 și așteptăm puțin să randeze imaginea. Escape pentru a întrerupe randarea. După cum vedeți, aici am niște artefacte, cum le spune, da? Niște probleme. Nu se văd acestea, se văd aceste puncte, pete negre. Asta e din cauza că textul se suprapune prea, da? Se suprapune prea exact. Deci G, Y și îl mut ușor mai în față, mai în spate, în funcție de nevoie. Și asta ușor așa, cât să nu mai avem problemele acelea. F12 din nou. Vedem că problemele aici au dispărut. E posibil să mai avem prin alte părți unde se suprapun, obiectele. Dar nu, văd că arată bine. E ok. Și cam așa arată imaginea noastră în stadiul de față, da? Vom intra în compositing pentru a adăuga acest glow, această reflexie așa de lumină, da? Și pentru a satura puțin imaginea, să fie mai multă saturație și ne reglăm puțin, ajustăm puțin contrastele, da? Aici sus, lângă default, aceasta este setarea default cu trei ferestre. De fapt, nu știu dacă la toți va fi așa, dar așa e la mine. Am fereastra de 3D view, da? Vizualizare 3D, fereastra cu proprietățile, outliner aici jos, da? Care mi arată toate obiectele din scenă, și acest timeline care se folosește în general la animare și când apăsăm Alt-A va porni animarea, iar obiectele animate vor începe să se miște, să se manifeste, da? Noi schimbăm de pe default, mergem la compositing și avem trei tipuri de compositing aici, de fapt nu, trei tipuri de noduri. Da? Primul este Material Node, care se folosește foarte mult în Cycles. Al doilea este Texture Node, se folosește pentru texturi și în cazul în care aveți mai multe texturi pe un singur model, vă folosiți de aceste Texture Node pentru diverse efecte, diverse rezultate. Și ce ultimul care ne interesează pe noi, Compositing, da? Pentru compoziție. Fiind selectat compositing, bifăm use node și backdrop. Tragem un pic aceste două ferestre mai deoparte. Shift A pentru meniul add și căutăm la output viewer, astfel când tragem o legătură aici se va vedea în spate. Da? Se va vedea rezultatul de la randare în spate.
De asemenea, aici, în fereastra UV Image Editor, da? Dacă dăm click aici jos și schimbăm pe Render Result, vedem rezultatul din randare. Da? Iar aici, în fundal, se vor vedea toate modificările care le facem cu acest compositing. Pentru început, ajustăm puțin contrastele, Shift A și saturația. Deci Shift A, Color și inserăm un RGB Colors. Acum fie luăm fereastra cu totul și o punem până această legătură se face portocalie, astfel când dăm drumul se inserează singură, fie tragem noi pur și simplu o legătură de la image la image, de la image la image, la viewer, ca să vedem modificările, da? Începem și ajustăm curba după cum avem noi nevoie. Poate ceva cam așa. Apoi la acest R reprezintă roșu, vine de la red, roșu, da? Tot ce e roșu în scenă va fi mai bine definit. Și B de la blue, să-i dau un pic mai mult albastru și hai să trag mai jos, da? Cam așa. Și ce avem de făcut? Vom adăuga acel efect de glow. Pentru asta la fel, Shift A, Color, RGB Colors, îl mai inserăm o dată pentru că avem nevoie de el. Hai să trag așa. Ăsta îl poziționăm puțin mai sus. Da? Și tragem o legătură de la Image, ups, la Image, aici jos. Shift A, tot Color, dar inserăm un Mix, care va veni o legătură de aici și una de aici și ieșirea din el va intra în viewer, da? Și facem contraste foarte, foarte puternice, modificăm curva, pardon, obișnuit din engleză la colors, vorbesc porcării. Deci modificăm curva după nevoi, da? Și inserăm un blur, deci Shift A, filter blur, îl conectăm aici între RGB Colors și Mix, da? Punem aici, sau mai simplu pentru voi, trageți o legătură de la Image aici și una de la Blur la Mix, da? Și avem X și Y, tastăm în valoare cât de cât măricică, cum ar veni 20 cu 20. Dacă ne uităm acum, vedem că acest blur e mai, nu știu, mai grav, așa e, mai are aceste linii mai bine definite. Noi avem nevoie ca totul să fie puțin mai neted și schimbăm filter type pe fast Gaussian. Dacă ne uităm acum, tot este mai bine împrăștiat, mai neted, mai finisat, da? Deși pare că nu n-a făcut mare lucru, dacă mergem la Mix și în loc de Mix schimbăm modul pe Add, vedem că efectul începe să-și atingă scopul, da? Acum vom bifa acest pătrățel, această iconiță. Vedem, deja se vede mult mai ok. Și Factor, punem o valoare mai mică, de la în jur de 0.4 sau 0.5 chiar. Și mai facem mici ajustări pe aici în funcție de nevoie. Da? Cam așa. Poate roșu ceva mai mare. Să vedem aici. Așa. Și
Cam acesta e rezultatul care îl avem în fișierul de aici, fișierul de test, cât de cât. Da. Dar înainte să închei tutorialul, vreau să vă arăt două chestii foarte interesante. Mie îmi place cel puțin rezultatul ce iese. În panoul render mergem la post-processing și bifăm edge. Iar acest threshold îl ridicăm până la maximum, 255, da? Acum, dacă randăm, vom vedea că toate obiectele vor avea un contur cu negru, cum se vede deja aici jos. Și nu numai, acesta fiind ridicat la valoarea sa maximă, până și crăpăturile și toate aceste reliefe vor avea și ele, așa, vor fi și ele conturate, da? Și puse mai bine în evidență. De ce îmi place acest efect? Pentru că are oarecum un aspect mai ca un grafit, așa, da? E foarte, foarte interesant. De asemenea, un alt efect care l-am descoperit făcând mici teste. Dacă inserăm încă o dată un RGB Colors, deci Add Color RGB Colors, îl punem aici și apăsăm Shift A și inserăm și un color hue saturation value, da? Scade saturația la 0 și la fel contraste intense. Dobândim acest efect. Poate pe aici. Dacă stă la 1 e suficient. Ups. Așa. Avem acest efect alb-negru care mie unul personal îmi aduce aminte de vechile benzi desenate pe coperți și pe prima sau ultima pagină și în diverse reviste se făceau erau diverse titluri și reclame pentru numerele următoare, făcute într-o manieră asemănătoare. Bineînțeles, acele erau făcute din tuș, nici de cum cu Blender sau... Da? Dar e un efect drăguț, care mie îmi place. Ia, dacă dublăm această fereastră, Shift-D, și îl conectăm aici. Da, putem vizualiza ambele efecte, da? Pentru a scăpa de aceste edge, pur și simplu ne bifăm edge și randăm din nou imaginea. Să salvăm imaginea înainte să încheiem tutorialul. Salvăm și fișierul, Ctrl S. Save over înseamnă că va subscrie, da? Este salvarea aceea simplă. Asta, file save, da? Pentru o salvare cu altă denumire, mergem la Save As și redenumim fișierul. Salvăm imaginea, cum? Mergem aici la Image, Save As Image, selectăm unde vrem să fie salvat, da? Eu îl salvez pe desktop și schimb numele, nu știu, tutorial, text 3D, punem, text, atât. Și avem aici Save As Image, formatul, PNG, JPEG, Targa și așa mai departe, BMP și mai departe, OpenXR, TIFF, multe alte formate pe aici. Eu îl las pe PNG deocamdată. Avem trei opțiuni, Black and White, adică alb-negru, RGB, deci așa cum este ea, roșu, verde și albastru, și astea sunt canalele, bineînțeles, și RGB Alpha, ceea ce va salva cu fundalul, în loc de fundalul acela negru, totul va fi transparent, da? Deci salvăm una RGB, Save As Image, și pentru a vedea cum se vede imaginea fără fundalul acesta negru, cu fundal transparent, aici jos avem trei iconițe, deci RGB este primul, RGB A, deci RGB Alpha, este cu fundal alfa
Și Black and White este ultimul care ne arată, da? Deci numai silueta, cum ar veni, cum se termenul care se folosește în 2D, cam așa ar veni silueta. Da? Deci, dacă mergem acum la image, se văz image și bifăm RGBA și dăm altă denumire, să punem aici alfa. La salvare vom vedea că avem două imagini. Una este cu transparență și una fără. Da? Asta e cu transparență și asta e cu fundalul negru. Ăsta a fost tutorialul de astăzi. Fișierul va fi disponibil pe site-ul blender.ro, mai degrabă pe forum, dar voi scrie un post pe pagina principală a site-ului și voi direcționa către... voi pune un link de descărcare către forum de unde puteți lua fișierul și eventual participa la discuții cu idei, cu diverse alte... nu știu, orice aveți nevoie, ajutor sau indiferent ce aveți nevoie, puteți intra pe forum și întreba sau ne anunța sau pur și simplu, da? Putem numi tutorialul gata, ne auzim data viitoare cu un alt tutorial probabil mai complex. Cred că vom încerca modelare. rămâne de văzut. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, spor la treabă. Salut!